Bună seara și sunt împreună cu dumneavoastră, dragii mei. E miercuri seară, este Stop Cadru și eu, Dorin Gruciu, gazda dumneavoastră în această seară, împreună cu invitata din seara aceasta, o să discutăm despre lucruri foarte interesante, despre voluntariat. Bună seara! Bună seara și bine invitata v-am mea se numește Viana Huțuleac, este director executiv, la Habitat for Humanity, Habitat pentru Umanitate, ca să facem și traducerea, să fim pe înțelesul tuturor. Filiala Rădăuți, pentru că e vorba de Habitat for Humanity, este un proiect la nivel național, și internațional. Ce înseamnă Habitat for Humanity? Habitat for Humanity înseamnă o organizație non-guvernamentală, creștin-ecumenică, apolitică. Mai există ceva în țara asta apolitic? Da. Okay. Care are ca și scop principal ajutarea familiilor aflate în nevoie prin construcția de locuințe noi, respectiv renovări, dar și alte proiecte. Un proiect interesant care a debutat în anii 70, cred, nu? În jurul anilor 70 și chiar, undeva în United States of America, ca să folosim, în Statele Unite, în America, un proiect de suflet al unei familii, de acolo a plecat tot ce înseamnă Habitat for Humanity și s-a extins în toată lumea, a ajuns în Suceava, a ajuns, am văzut, în Rădăuți și, bineînțeles, în România. Câteva filiale la nivel național, noi suntem filiala activă pe Bucovina și Moldova, aș putea spune. Cea mai apropiată filială de noi este filiala de la Comănești-Bacău, apoi Clujul, Beiușul, Pitești, Prahova, am văzut. Da, bineînțeles, colegii noștri de la Habitat for Humanity România desfășoară și anumite proiecte în diferite locații. Acestea sunt locațiile pe care le avem ca și filiale. Nu înseamnă că nu ajutăm familii și din alte zone. Am văzut chiar, vorbim de Moldova, atunci când spunem Rădăuți, spunem în general Moldova, pentru că v-ați implicat în proiecte la Iași, cel puțin asta. M-am uitat încercând să fac un picuț de, să mă pregătesc pentru emisiune, să știu ce vorbim în seara asta, despre ce povestim. Proiecte interesante și un mod interesant de a construi, pentru că de regulă am mai văzut proiectul sau proiecte de acest tip, au apărut pe TV, se fac foarte multe reclame și nu știm cum funcționează ele de fapt, pentru că e foarte important. Ce se întâmplă acolo, nu știu, cum sunt alese familiile, ce se întâmplă după. Sunt foarte multe lucruri care sunt, hai să spunem, că nu ne sunt prezentate. În general, la modul foarte particular. Sunt doar generalități. O locuință, habitat, s-a implicat, a făcut. Dar ce înseamnă munca din spatele acelei locuințe, asta este foarte, foarte important de știut. Deci, cum începe? Începe prin a avea o echipă de oameni inimoși care își doresc să se ajute pe seminii lor. Vorbim de voluntariat. Da. O echipă de voluntari. Da, dar și de angajați, pentru că, practic, așa pornim motoarele. Prin oameni care sunt angajați, însă trebuie să știți că fiecare filială are două părți. Stafful, persoanele angajate și bordul, care sunt oameni din acea comunitate în special, dar și din țară, ce ni se alătură ca și voluntari într-un consiliu director. Ei, practic, sunt cei care conduc acea filială și care iau deciziile majore. Stabilește ce trebuie făcut, unde trebuie exact, făcut. Exact, la nivel de strategii mari, dar și atunci când avem nevoie de aprobări, de decizii importante care se iau în filială, tot timpul acești oameni sunt alături de noi și sunt contactați. Deci e vorba de un consiliu de administrație, exact. Să spunem, dezvoltăm. Poate este, poate este mai comun acest termen. Noi, ca și angajați, suntem zilnic și facem față zilnic problemelor, dar și bucuriilor, și noi suntem cei care, practic, îi informăm. Practic, cererile, să zicem, nu? Exact. Deci, către dumneavoastră vin cererile, vin solicitările de locuință și așa mai departe, dumneavoastră, practic, le contabilizați, să spunem, și le prezentați Consiliul Administrației. Da. Exact. În Consiliul Director sunt mai multe comitete și unul din aceste comitete, pentru că am ajuns la selecție, este Comitetul de Selecție. O parte din membrii Consiliului Director sunt și membrii Comitetului de Selecție, care preiau acele cereri cu detaliile pe care le avem menționate în cereri, gen adresă, numele de telefon, și
continuăm. Prima etapă este aceea de a organiza niște întâlniri cu familiile care au aplicat la biroul Habitat for Humanity Rădăuți și organizăm 5 întâlniri. În aceste 5 întâlniri le explicăm ce înseamnă Habitat, ce va însemna din momentul în care ei au aplicat pentru a-și vedea practic visul împlinit, acela de a avea o locuință, și care sunt pașii pe care vor trebui să-i urmeze, gen interacțiunea cu voluntari locali, străini, români, implicarea lor în procesul de construcție, pentru că familia este un lucru foarte important și un punct foarte important de bază în construcția propriei case, cât și multe alte detalii. Cum practic, vor plăti, familia nu stă la bar, plăti. Nu când îi se construiește casa. Nu, nu că e important, da, am văzut, s-a întâmplat, adică e, până la urmă lucrurile astea s-au întâmplat la noi, îmi aduc aminte de inundațiile din 2010, cred, 2008, 2009, 2010, undeva acolo, unde tot așa lume foarte multă implicată în proiecte de reabilitare și așa, și cei care erau, să spunem, care ar fi trebuit să se implice cel mai mult, cei care n-au făcut-o. Deci oamenii, practic, care au fost loviți de așa ceva, n-au făcut-o. Îmi place să cred și spun cu tărie și o susțin cu tărie că familiile, cel puțin cele de la Rădăuți, cu care am avut eu ocazia să lucrez, sunt niște familii foarte implicate. Spuneam de procesul de selecție. Deci, practic, întâlnirile le faceți cu cei care trec de prima procedura selecției, să spunem, aplicat, sau că, cu toți? Cu toți care au aplicat, pentru că în momentul în care vii și depui cerere la biroul Habitat, biroul care poate... Da, chiar e important de știut unde e, da? Exact, avem biroul la Casa de Cultură, chiar în incinta Casei de Cultură, etajul 1, camera 15. Cei care aplică acolo, e clar că își doresc o casă. Și atunci îi întâlnim pe toți la acele întâlniri. Sunt mulți care renunță pe parcurs, își dau seama că nu pot să voluntarieze la propria locuință pentru că nu le permite programul de la serviciu sau multe alte criterii pe care nu le-ar îndeplini după ce li se explică pas cu pas ce presupune acest lucru. Prima condiție este exact. Dorința. Trebuie să bifeze minim 4 din cele 5 întâlniri. Deci trebuie să fie prezența minim 4 ca să nu piardă multe. Să știe practic ce înseamnă Habitat for Humanity. Primul lucru care înseamnă dorința de a avea o locuință, nu? După care urmează putința. Putința, cele două trebuie să se și implicarea și efortul exact. Pe care și ce înseamnă. Dezvoltând ce înseamnă pe mai departe, pentru că înseamnă, nu știu, în opinia mea, când spun Habitat for Humanity, fără să mă duc neapărat la internet, deci eu până a discuta și până a încerca să dezvolt un pic ce înseamnă, îmi vine în minte faptul că implicare, voluntariat, o locuință moca, cam asta era, cam asta era ceea ce gândeam eu și o recunosc, pentru că n-am dezvoltat subiectul și probabil că nu sunt eu singurul care face. Deci cam așa ceva. De asta probabil și întâlnirile și să li se explică pe larg ce se întâmplă cu adevărat, ca să știe fiecare la ce să se aștepte. Deci ce se întâmplă după întâlnirea, cele 5 întâlniri, urmează next. Lista cu prezența sau cu familie care au participat la minim 4 cele 5 întâlniri este înaintată din nou membrilor comitetului de selecție, bineînțeles că o parte dintre aceștia participă și ei la aceste întâlniri și urmează o vizită la domiciliul fiecărei familii care a aplicat și care a rămas de acum încolo în cursa noastră. Pentru că aceste familii locuiesc în chirie, locuiesc cu părinții, cu frații, cu rudele, cu... Să spunem un soi de anchetă socială. Un soi de anchetă socială în care membrii comitetului de selecție evaluează punct cu punct atât condițiile de locuit, cât și, mă rog, cât plătesc pentru acea chirie, câte persoane sunt în casă, este condițiile, casă de stat, exact, și așa mai departe, cât de greu, câte persoane sunt. Exact. Tot ce înseamnă până la urmă social. Iar fiecare subpunct din acel chestionar are un anumit punctaj, între 0 și 5 puncte. Toate acelea se adună, cumulat cu prezențele efectuate, rămân... Primești iată, un anumit număr de puncte și anumit... în funcție cel de acele puncte este pe mai sus sau mai jos pe lista aia din nou atunci când vorbim, dar... Așa, și în același timp, în paralel, ei trebuie să facă niște ore de voluntariat pe șantierul Habitat, ajutând alte familii, familiile care erau deja selectate, deci care au trecuseră deja prin aceste etape. Toate acestea se punctează, se adună într-un dosarel, dosarul al fiecarei familii, arhivat ulterior la noi și primii
4, de exemplu, în această perioadă pentru Habitat Rădăuți, în măsura fondurilor disponibile, pot fi mai mulți sau mai puțini, sunt anunțați că vor primi o locuință începând de la o dată ce le este adusă la cunoștință, data la care, practic, începe construcția casei lor. Vorbim doar de construcții de casă nouă sau și reabilitări? Momentan vorbim, am vorbit specific de case noi. La reabilitări procesul este puțin mai simplu. Dar că există. Există, în măsura în care la reabilitări cei care aplică pentru un asemenea proiect la Habitat for Humanity au deja o locuință proprietate personală, însă nu o pot întreține așa cum se cuvine și atunci ei au nevoie doar de anumite materiale. Procesul este puțin diferit, dar bineînțeles trebuie să ne fie adus la cunoștință printr-o cerere. Tot trebuie să treacă prin același selecție și așa mai, aceeași procedură. Exact, aceeași procedură și se iau decizii referitoare la quantumul pe care Habitat îl poate cheltui pentru ca să ajute și acele familii. Ca să știi cum se derulează până acum, spre exemplu, ce a însemnat pentru filiala din Rădăuți ca și implicare, ca și nu, ca număr, să spun așa, de locuințe în care au fost construite prin Habitat for Humanity. Ca număr de locuințe avem 93. Asta înseamnă 93 de familii. Gata, funcționale, predate la cheie, sunt acolo. Predate la cheie, cu 93 de familii care locuiesc. În Moldova. Nu, în Rădăuți. În Rădăuți, pentru că avem și un cartier Habitat. Dacă nu greșesc, cred că este cel mai mare din țară, având în vedere că toate sunt în aceeași zonă. De aceea se numește și cartierul Habitat. Exact. Sunt divizate pe trei străzi, Andronic Motrescu, strada Tineretului și mai nou strada Habitat. Consiliul local ne-a aprobat cu câțiva ani în urmă să, denumirea. Exact, să avem această denumire și acum construim pe strada Habitat. Am înțeles. De ce am pus întrebarea cu numărul de locuințe? Pentru că e foarte important de știut cum funcționează, pentru că practic, ce se întâmplă, ce faceți acolo la Habitat, înseamnă implicare financiară din partea Habitat for Humanity și, practic, ce li se întâmplă bine lor este că nu plătesc dobânzi la implicarea financiară a lui Habitat for Humanity. Practic, dobânda înseamnă munca, înseamnă voluntariat. Exact. În același timp, sărind puțin și sau revenind la procesul de selecție anterior menționat, după ce familia a fost selectată, trebuie să voluntarieze la propria locuință, dar și a celorlalte familii cu care a fost selectată în acel an, au nevoie sau ar fi nevoie de aproximativ 1400 de ore de voluntariat într-un an. Cam. Și asta înseamnă tot? Ca și participare. Ca și participare ne încadrăm cu acest număr de ore pentru a le finaliza locuința. Și acolo depindem se termină. Depindem acum, da, pot fi mai puține sau pot fi mai multe, depindem de numărul de voluntari străini sau corporații din țară sau voluntari locali ce doresc să-i ajute. Și atunci toate acele ore, bineînțeles, merg automat către construcția locuințelor. Și după ce locuința este finalizată, încep să plătească o rată fără dobândă, asta spuneam, către Habitat, pe o perioadă maximă de 20 de ani. Iar noi cu aceste rate pe care le colectăm lunar, folosiți banii din nou, le refolosim pentru a ajuta alte familii și alte familii. Și practic lucrurile funcționează la modul cu banii pe care îi luați din acest procedeu, folosind acest procedeu, practic, acea rată lunară pe care o plătește fiecare beneficiar al acestui proiect, al Habitat for Humanity, ajunge la dumneavoastră, dumneavoastră de acolo cumpărați materiale și, practic, voluntariatul înseamnă munca. Tot ce înseamnă, instalații, finisaje, ridicat. Exact, sunt activități care pot fi realizate prin voluntariat atât de către familii cât și de voluntarii ce participă în acea perioadă la construcția acelor case, însă din când în când mai suntem nevoiți să și subcontractăm anumite lucrări, pentru că atunci când faci o casă și o construiești într-un mod responsabil, trebuie să ai o instalație electrică făcută într-un mod responsabil, dar și o instalație termică și sanitară realizată la fel. Trebuie să respecti condițiile tehnice, exact. Foarte adevărate, foarte clar. Exact, și atunci acestea sunt de regulă făcute de profesioniști. Exact, sunt făcute de profesioniști. Fie că ne ajută șef de șantier, pentru că noi momentan nu avem un șef de șantier la Rădăuți,
dar ne ajută ceilalți din celelalte filiale, fie că subcontractăm în momentul în care ajungem ca locuința să aibă nevoie de instalație electrică sau instalația sanitară și termică. În rest, celelalte intră în zona voluntariatului, exact, să spunem. Celelalte... Și este foarte multă muncă. Când vorbim de șantier, este suficient da, muncă. Da, celelalte pot fi realizate cu oameni obișnuiți de la A la Z. De la săpătură până la turnat beton, ridicat casa, practic este, sunt case pe structură de lemn, cu OSB, izolate, cu polistiren. Case tip american, să-i spunem așa. Sunt tip american, dar sunt și adaptate la condițiile meteo. Înțeles, dar e mai ușor de, e mai ușor de priceput. Exact, case cu OSB în exterior, cu vată minerală și cu gips pe interior. Da. Și adaptate, într-un fel, să spunem, condițiilor meteo. Pentru adaptate, că, da. Atât ca și structura acoperișului. Acoperișurile de la Reduț fiind mai înalte chiar și decât în celelalte filiale, pentru că atunci când zăpada se depune... Mai țuguiat, așa un pic să-i exact. Spunem, un pic mai țuguiat, pentru că, exact. Mă rog, e totuși Rădăuț, vorbim, nu? Da. Apropo de Rădăuț, temperatura în această seară, acum, este undeva la minus 5 grade, adică e răcoare, e chiar frig. Da. E chiar frig, se simte iarna și se simte vinișor. De asta, și casele astea de tip american sunt, chiar dacă sunt primite la un moment dat așa un pic sceptic. Să știți că au fost privite sceptic, cel puțin de către cei din Rădăuț, nu mai sunt privite atât de sceptic, având în vedere numărul mare de cereri pe care le avem la birou. Ce înseamnă, ca și analiză de costuri, așa, ce înseamnă costurile pentru acela de un asemenea tip de locuință? Sau, mă rog, ce tip locuințele pe care le construiți dumneavoastră? Sunt locuințe tip, un anume tip de locuință, nu, cum funcționează? Da, momentan lucrăm pe două proiecte ce au fost standardizate de-a lungul timpului, două tipuri, locuințe tip single, unifamilială, în care locuiește o singură familie, sau locuințe tip duplex, în care practic două familii au un perete comun. Sunt puțin mai economicoase din punct de vedere al costurilor, dar și al pământului, pământ care trebuie să menționez, este concesionat gratuit de către primăria și Consiliul Local al Municipiului Rădăuț pentru o perioadă de 25 de ani pentru Habitat Rădăuț. După, practic, după vedem. O să da, trebuie să spunem că primăria, atât din 2002 începând și până în zilele noastre, și Consiliul Local au fost un partener important al nostru. Pentru că dacă nu ai pământ, nu ai pe ce să construiești. Clar. Clar, și vorbim de construcții și vorbim de 93, mi-a spus până acum, 9 da, puse deja... Da, la Rădăuț în 2002, 93 de familii. Treptat, în 2002 s-a început cu 4 locuințe, s-a continuat cu 8, 16, iar cel mai mare eveniment realizat în 2007, Euro 2007, Habitat Blitzbild, a fost, deci 1 septembrie 2007, când am realizat 27 de case în doar 5 zile, cu peste 650 de voluntari internaționali, locali și români, fiind declarat la acea vreme cel mai mare eveniment de voluntariat din Europa. Da, 27 de 27 de case în 5 zile. Da, da, într-adevăr e un eveniment. Clar, pentru că cei care se ocupă de așa ceva știu că 27 de case e greu să faci una. 27 e foarte, foarte complicat. Doar în Rădăuț, în Suceava, că n-am, deci, de ce în Rădăuț? Pentru că, nu, de ce în Rădăuț, de ce nu în Suceava? E o întrebare, totuși, nu? Până la urmă, lucrurile teoretic ar trebui să gireze în jurul municipiului Suceava, acolo fiind reședința de județ. Da, de ce în Rădăuț? Probabil că atunci, în 2002, Adrian Ciorna, momentan și membru al Consiliului Director Rădăuț, dar cel mai important, cel care a adus Habitat for Humanity în România, a ales Rădăuțul. Probabil el ar fi fost cel mai în măsură să vă răspundă la această întrebare, de ce a ales Rădăuțul. Cu siguranță l-a ales și pentru că a găsit deschidere atunci în persoanele ce făceau parte din administrația locală pentru a le oferi o parcelă de pământ. Atunci destul de mică, a crescut ulterior. Pentru că proiecte de acest tip, de regulă, privite așa sceptic de către autorități, ceva de genul, mă, funcționează chestia asta, hai să trecem la chestii mai serioase. Se pare că da, totuși, de-aia spuneam că probabil că și asta a fost important și a fost determinant pentru a alege Rădăuțul ca centru, să spunem așa, ca un pol în zona Moldovei. Asta nu ne oprește să mergem dezvoltăm și în alte zone.
momentan... Ați încercat? Da, și nu neapărat că am încercat noi să mergem, ci am fost contactați din alte zile. Am avut proiecte la Iași acum 2 ani, am ajutat o familie, chiar eu personal m-am deplasat atunci de vreo 3 ori. Bine, a fost și un caz special, aveam nevoie de o reabilitare, practic avea o casă ce nu mai avea acoperiș sau ceea ce era, nu se putea numi acoperiș, le ploua în casă. Am avut proiecte la Dorohoi, am avut proiect la Siret, în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie, când ne-am ajutat să renoveze o parte din spital pentru a oferi condiții mai bune bolnavilor. Deci proiectele pot fi foarte diferite, dar totul înseamnă a ajuta persoanele din jurul tău. Practic asta e ideea, voluntariat pentru a-i sprijini pe cei de lângă tine și pentru a le oferi o șansă, că până la urmă despre asta discutăm. O să avem un pic de publicitate, dar după publicitate o să discutăm poate mai pe larg un pic de ce înseamnă, nu știu, financiar, ce înseamnă aportul financiar al fiecărei familii, cum funcționează lucrurile, cât de bine, cât de rău, ce înseamnă poate un buget, câteva lucruri și nu numai, vom discuta și despre Viviana Huțuleac și ce face Viviana atunci când are timp și are timp probabil să facă să mai facă câte ceva. O să discutăm pe larg, o să rămân să publicitate și după ne reîntoarcem, dragii mei, nu plecați, pentru că după publicitate ne continuăm discuția foarte interesantă cu Habitat for Humanity, reprezentată aici la Radio UZT, de Viviana Huțuleac. Revenim! Împreună, dragii mei, ne continuăm discuția, spuneam, foarte interesantă în această seară, împreună cu invitata noastră, Viviana Huțuleac, despre Habitat for Humanity și ce se întâmplă acolo. Am făcut lucruri foarte interesante și, cu siguranță, o să încercăm să mai aflăm câte ceva interesant. Întorcându-ne la întrebări tehnice. De ce am aflat? Locuințe single sau duplexuri? E ok. Cât de spațioase? Ce înseamnă proiectele spațiu, ce înseamnă ca și metri pătrați, hai să spunem, tehnic discutând, utili pentru fiecare dintre locuințe. Sau, mă rog, construiți, cum e mai ușor. Da, ca și metri pătrați. Sau ce reprezintă, nu știu, ca și structură, util, dormitoare și da, așa mai departe. Două dormitoare, living, bucătărie și baie, un mic hol la intrare. Este o parte a casei. Sunt locuințe cu etaj sau fără? Sunt fără etaj. Dar înălțimea acoperișului nu exclude posibilitatea de mansardare. Ulterior. Ulterior, bineînțeles, aceasta este opțiunea beneficiarilor și în măsura în care și-au achitat către Habitat sau doar cu aprobări pot modifica, exact, practic, partea structura. Habitat, da, pot interveni asupra structurii casei. Ca și metri pătrați utili în camerele cele menționate anterior, undeva la 58-59 de metri pătrați, da. Da. La cât spuneați, dormitoarele, living-ul și așa, undeva pe acolo, într-adevăr, și terenul aferent undeva la 300 de metri pătrați, cu posibilitatea de a plăti arendă dacă în zona este disponibil. De exemplu, acum ultimul rând de case are disponibil în spate destul de mult și pot solicite către primăria Rădăuți să plătească către ei o arendă și mai mult. Ce înseamnă în care primăria le aprobă acest lucru? Spuneați de implicarea primăriei și e frumos, e bine de dezvoltat. Primăria s-a implicat, a pus teren la dispoziție. E important de știut dacă în acest proiect implicarea primăriei a semnat și utilități sau nu. Sau utilități au intrat în seamă. Pentru că sunt lucruri firești. Nu poți să faci o casă pe care să nu poți racorda, nu știu, la energie electrică, la gaze naturale sau nu, la apă, canal sau nu. Deci sunt lucruri care sunt importante și sunt de discutate. Asta dacă ar și utilități, apa sau țeava principală de apă era disponibilă în acea zonă, chiar de când am început să construim, însă tot ce se realizează ulterior este pe cheltuiala Habitat. Gazul nu este disponibil încă în cartierul Habitat, iar în ce privește canalizarea, am făcut mari eforturi pentru a racorda familie la canalizare.
a făcut și primăria eforturi, nu pe toate străzile, a fost o chestie de plan general de proiect, încă se lucrează. Acum am văzut că au început să asfalteze și au asfaltat o bună parte din strada Andronic Mătrescu. Sperăm să meargă mai departe și cu acel lucru și, bineînțeles, nu se poate face nimic dacă dedesubt nu este deja trasă țeava. Infrastructura subterană, cum se spune tehnic, da. Nu este. Deci, practic, există și unii locuințe racordate la canalizare și care au fose septice. Da, deci toate sunt racordate la apă curentă, absolut toate. O parte, încălzirea fiind practic centrală pe lemne. Pe lemne, înțeleg. Da. Gazul este în zonă, dar nu a ajuns exact și atunci noi continuăm momentan să construim utilizând încălzirea și centrale pe lemn sau pe combustibil solid. Ce înseamnă o locuință pe care o construiți dumneavoastră ca și implicare financiară? Cât anume costă? Și ce înseamnă după ratele pe care le plătește fiecare dintre cei implicați în proiectul ăsta? Spune un orientativ. Preț orientativ la această oră, pentru că fiecare casă a avut un cost diferit în funcție de prețul materialelor din acei ani. Nu putem să comparăm prețul materialelor din 2002 cu prețul materialelor din 2014, cu siguranță. Și în niciun caz cu cel material din 2007-2008, când a fost nebunia construcțiilor, când toate prețurile erau sus. Însă, acum, ca și cost orientativ, ajunge undeva la 20.000 de euro. O locuință la gata, la cheie, excluzând partea de voluntariat, evident. Excluzând deci tot ce de înseamnă, și asta înseamnă o rată pe care o împărțim, nu, pe 20 de ani, făcând așa un pic matematică, să vedem dacă se stau bine cu aritmetica, 20 de ani înseamnă vreo 240 de luni, nu, cam așa ceva. Da. Și rata ar trebui să însemne, habar n-am, cred că nu, vreo 100 sau sub 100 de euro pe lună. Deci am dat un preț undeva la 80 de euro, probabil, orientativ. 80-84 undeva. Pe acolo. Ce matematică știu. Da. Ce extraordinar. Dar la capitolul finanțe stau grozav. 80 de euro rată lunară pentru locuința asta înseamnă, asta spune deja... Rata care poate crește la inițiativa familiei sau dacă dovedesc că au un venit mai mare la un anumit moment, pentru că noi le cerem dovada venitului. Sunt cazuri care își pierd locul de muncă sau își găsesc un loc mai bun de muncă și atunci facem un update tot timpul la aceste venituri și rata poate fi modificată. În principal la inițiativa familiei, dar și la inițiativa Habitat în unele cazuri. Și există chiar și posibilitatea de a achita în avans, să spunem. Există posibilitatea de a achita în avans, iar Habitat for Humanity nu este o bancă. Nu suntem neînțelegători cu cei care nu își permit să-și plătească rata una, două, până la trei luni. Da, trebuie să găsească o soluție și trebuie să ne aducă la cunoștință acest lucru de îndată. Trebuie să vă notifice ca să știți cum să procedați în continuare, pentru că, într-adevăr, în special acum când condițiile pe piața muncii sunt cum sunt, de regulă apar și genul ăsta de probleme. Nu o să dezvoltăm subiectul dacă aveți sau nu. Bănuiesc că aveți, dar o să trecem peste. Cred că toată lumea are. Da, bănuiesc că aveți, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt complicate un pic din punctul ăsta de vedere. Spuneam și asta motivat de ceea ce nu fac guvernanții, în ceea ce înseamnă piața muncii și locuri de muncă disponibile. De regulă, lucrurile funcționează un pic mai complicat în județul Suceava. Un județ Suceava, apropo de Habitat for Humanity, un județ Suceava care este pe ultimul loc atunci când vorbim de ofertă de locuri de muncă. Din păcate, spuneam. Și lucrurile astea, probabil că, mă rog, nu sunt pozitive, dar nici nu sunt pe o pantă descendentă, să spunem. Să reușim să urcăm un picuță în clasa mea, să nu rămânem pe ultimul loc. Și asta în condițiile în care totuși mai există județele Vaslui și Botoșani. Acolo am o mare problemă, erau de regulă, noi eram undeva în față și cele două erau în spatele nostru. Din păcate nu mai funcționează așa. Ce proiecte aveți acum în derulare? Proiecte noi, patru locuințe, două duplexuri, mai precis, în curs de finalizare. Un duplex este chiar foarte aproape de a fi predat beneficiarilor, în măsura în care trebuie să finalizăm sistemul de încălzire prin achiziționarea de centrale pe combustibil solid. Iar celălalt l-am început abia în primăvara acestui an. Este ridicat,
am încercat pe cât posibil să-l conservăm pe timp de iarnă și vom continua atunci când vremea ne va permite, cel mai probabil la începutul lunii martie, sfârșitul lunii februarie. Practic ele pe iarnă intră de regulă, să spunem, închise, adică termosistem, da, geamuri, acoperiș, ca să se poată lucra atât cât se poate lucra la partea de interior, da, cât vremea permite, sau mă rog, temperaturile o permit. Și cum temperaturile pe timp de iarnă permit mai puțin, ne apropiem de primăvară. Da, asta nu înseamnă că habitat nu face nimic. Putem, da, să instalațiile... asistăm, da, dar în afară de proiectele cu casele noi, putem să asistăm familii cu materiale pentru renovări. Există cazuri ce își permit să au o casă încălzită și vor să-și dea un bar sau vor să schimbe 2-3 uși, îi putem asista cu materiale. Și un alt proiect de care încă nu am menționat și care practic iarna este anotimpul se derulează în principal, efectuăm în Rădăuț, dar și în zonă, un training de educație financiară și eficiență energetică, training prin care eu merg în special în licee în ultimul timp, dar și către alți beneficiari dornici să învețe cum pot economisi curentul electric, apa, încălzirea. Împreună dezvoltăm și găsim metode. Le mai explic și eu pe alocuri ce ar putea să îmbunătățească în condițiile în care ei locuiesc, dar și în același timp putem oferi asistență tehnică. Există familii care spun, da, ok, mi s-a fisurat un pic, ce aș putea să fac? Și atunci putem merge la fața locului să evaluăm acea situație, să-i oferim sfaturile necesare. Acest casa. Proiect... Da, da, în unele cazuri, da, și varianta asta. Și cazuri de acest gen. Dar acest proiect de obicei este urmat de cel de renovare. Deci noi am oferit asistența tehnică necesară prin sfaturi, prin evaluări la fața locului. Iar apoi, dacă familia are nevoie de ajutor financiar sau prin materiale sau există lucruri pe care nu și le pot permite în acel moment, noi putem veni în sprijinul lor. Apropo de ce spuneați de consilierea pe timp de iarnă, sunt foarte curios cum se poate economisi curentul electric. Vă invit la training-ul pe care îl organizez. Sunt foarte curios. Acum în nebunia asta cu telefoanele mobile, cu internet, cu viața asta dată peste cap, cu tot ce înseamnă televiziune, cum poți, nu știu, mașină de spălat automat, tot ce înseamnă, totul păi funcționează pe curent electric. Dacă v-aș spune că tot ce are un LED, indiferent de culoare, roșu, albastru, indiferent de televizor, un stand-by, toate becurețele pe care le aveți prin casă și care stau aprinse și acelea consumă curent. Știu. Numai că e o mare problemă să te ridici, să apeși de buton și să vechezi. Da, dar când se pleacă de acasă poate face acest lucru. E adevărat. La fel, închizând becul atunci când ai ieșit într-o cameră, nu trebuie să ai în trei camere becul aprins. Există metode și metode pe care le găsim câteodată împreună cu beneficiarii. Care ne sunt la îndemână și pe care nu le folosim neapărat. Da. Acum trebuie să spun chiar săptămâna trecută, pentru că avem deja un parteneriat ce funcționează de 2 ani cu colegiul Ion Nistor Vicovu de Sus. Mă deplasez acolo periodic. Am întâlniri cu diferite clase. Întâlnirea durează între 2 și 3 ore jumătate, în care împreună cu elevii, dar și profesorii, trebuie să spun că se implică și alături de noi, descoperim noi metode și noi metode. De exemplu, am aflat că câteodată iluminatul public rămâne aprins și pe timpul zilei și ei au venit cu soția, ce ar fi să mergem la primărie să-i atragem atenția domnului primar să stingă atunci când ziua e iluminatul este exact, e în funcțiune. De regulă, să spun explicația pe care o dau cei de la primărie, de regulă asta explicația, zic, facem intervenții pe timp de zi la iluminat, schimbăm becurile și n-ai cum să știi altfel de când folosim de la rețeaua, ca să poți să-ți dai seama unde trebuie să pui un bec, unde trebuie să-l iei, sau mă rog, pe cine bucur și pe cine super când faci așa ceva, știi? Da, iar eu mergând în comunități, organizând acest training, aflu tot felul de lucruri noi, lucruri pe care n-am visat că le-aș putea afla vreodată. Foarte des folosește expresia noi. Și atunci când spun noi, eu văd așa ceva de genul o echipă executivă care înseamnă câțiva oameni, înseamnă foarte mulți oameni, sau mulți oameni. Pentru când spui noi generic, așa, nu? E o echipă așa. Ce înseamnă noi la Rădăuți? Vorbind de partea executivă.
Vorbim de partea executivă, noi la Rădăuți înseamnă Viviana Huțuleac, director executiv, PR, coordonator de voluntari, șef de șantier ocazional, secretar 3, 4, 5. Și tot ce mai este nevoie, inclusiv atunci când nu am, nu am ajutoare, la descărcat materiale sau la încărcat, nu pot să stau să mă uit. Și inclusiv asta. Pun mâna și fac. Și asta trebuie să o văd. Vă invit chiar mâine dimineață, va sosi un transport pentru tencuiala exterioară a unei, a unui duplex și cu siguranță nu voi avea destui oameni la descărcat, așa că orice ajutor mi-ar prinde foarte bine. Nu, nu, nu să mă văd pe mine. Păi ori să-l vedeți, da, ori da, să ajutați. Să particip, da. O participare sub orice formă. Da. Participarea la Habitat sub orice formă este întotdeauna binevenită. Da, e clar, vorbim de voluntari. Așa deci... și colega mea, contabil șef, Andreea Borcan. Și atât. Și atât, echipă executivă. Noi. Asta înseamnă noi, păi suntem o echipă. Nu am înțeles. Nu, dar eram foarte curios pentru că noi facem, mergem, trebuie noi, să spun noi că în spatele nostru se află alte 5 persoane, membrii Consiliului Director, domnul Gheorghe Baciu, domnul Lucian Lascu, domnul Mircea Coroliuc, domnul Cornel Maftean și domnul Adrian Ciorna. Doi dintre ei, deși nu sunt rădăuțeni, mă susțin de fiecare dată atunci când ne solicit ajutorul, iar ceilalți, fiind și rădăuțeni, sunt la fel alături de mine. Bineînțeles, ei au alte locuri de muncă, sunt voluntari, nu pot fi atât de implicați, adică zi de zi, minim 8 ore. Dar sunt alături de mine întotdeauna atunci când am solicitat ajutorul. Și bineînțeles, tot timpul am făcut solicitarea pentru voluntariat local. Chiar astăzi, trebuie să vă spun, a venit un voluntar, un posibil voluntar, un elev al Colegiului Național de Oxford-Muzachi, ce a dorit să voluntarieze la biroul Habitat. Nu contează foarte mult cât poți să te implici, în sensul în care nu trebuie să-mi promiți că vei veni 4 ore în fiecare zi, pentru că sunt conștientă și eu am fost elevă și știu că nu puteam 4 ore în fiecare zi. Dar dacă spui 4 ore pe săptămână, deja pentru mine este un ajutor enorm. Voluntariatul a început să fie foarte important prin prisma unei posibile angajări. De asta probabil că și, și adresabilitatea a început să fie mult mai mare, pentru că într-un CV, spre exemplu, atunci când vrei să găsești, și dacă găsești un loc de muncă, e foarte important, pe acel CV, dacă ai trecut ca și activitate, pentru că cei tineri au o problemă, îi împiedică vechimea. Când mergi să te angajezi, întrebă, bă, dar vechime, de unde vechime, că de-abia am ieșit pe bancă școală. În schimb, faptul că a făcut voluntariat la un moment dat, luni sau ani de zile, nu știu, îi poate ajuta să acceseze acel loc de muncă mult mai ușor. De asta probabil că și adresabilitatea vis-a-vis de voluntariat a început să fie, și voluntariatul în speță a început să fie privit altfel. Cu da, și când mai spun noi, spun și familiile pe care le ajut, suntem automat legați unii de alții prin faptul că eu îmi dau toată silința să-i pot ajuta pe ei să-și vadă visul împlinit într-un an, în principiu. A fost și cazuri când a durat puțin mai mult, datorită condițiilor financiare. Și atunci când spun noi, spun eu și familiile, pentru că unii fără alții nu putem. De asta am trebuit să dezvoltăm subiectul, ce înseamnă noi, pentru că noi eram peste tot. Bă, care noi? Ca să, chiar acum, zilele astea, cred că se derulează, am văzut la TV, pe că media face foarte mult, tot așa o chestie gen, poate Habitat for Humanity, dar nu, poate, nu la modul ăsta, nu știu pe ce, în care post de televiziune, clar, unul național, tot o chestie de genul ăsta, voluntariat, o familie implicată, vin, îi modifică casa, îi fac, îi dreg, tot ce înseamnă interior, copii, cam ceva de modul, la modul ăsta, dar în aceeași măsură ceea ce faceți voi, foarte, foarte interesant, spuneam, dar cred foarte puțin promovat. De ce? În opinia mea. E o opinie. Eu fac ceva de televiziune de câțiva ani și trebuie să recunosc că termenul ajunsese la ureche, termenul de Habitat for Humanity, dar nu neapărat dezvoltat. Întrebarea era de ce? Pentru că e foarte important. Se întâmplă ceva bine, ceva bun în comunitate.
poate lucrul ăsta ar trebui să ajungă să fie mult mai cunoscut ce se întâmplă, ce faceți voi, vorbind de echipa acolo, știi? După cum știți, setea de cunoaștere, dar nu pentru domeniul de a ajuta, ci pentru alte domenii, nu aș vrea să dau exemple concrete, pentru că, cu siguranță spun eu, vizionați după ce vom termina această emisiune și alte posturi la nivel național, televiziunile doresc să promoveze mai mult altceva, mai mult scandalul. Dacă n-ai sânge, n-ai vândut, e clar, televiziunea, ce să mai discutăm. Da, și poate prea puțin această parte de întrajutorare. Există și televiziuni deschise sau ziare sau posturi de radio care, cel puțin mie la Redoux, mi-a fost alături de fiecare dată atunci când i-am înștiințat. Foarte rar sunt cei care mă caută atunci când nu se întâmplă ceva și când Viviana nu transmite un comunicat de presă că s-ar întâmpla ceva, dar sunt și aceia. Sunt jurnaliști din Rădăuț, din Suceava, care periodic mă sună să mă întrebe ce s-a mai întâmplat sau ce se mai întâmplă, pentru că nu tot timpul un comunicat de presă anunță un eveniment, anunță ceva. Dar noi fiecare zi facem ceva. Fiecare zi în sine este un eveniment până la urmă, dar nu poți neapărat să fiecare zi să însemne și un comunicat de presă. Da, și atunci, cred că televiziunile și tot ce înseamnă media în România ar trebui să nu mai caute această sete de scandal, să nu mai caute să hrănească această sete de scandal, ci efectiv să încerce să educe prin puterea exemplului. Inclusiv familiile care lucrează pentru ele sau pentru vecinul sunt un exemplu. Inclusiv angajații sau voluntarii locali din fiecare filială Habitat pot fi un exemplu. Dar cred că media nu are timpul sau nu-și dorește să-și facă timp să ne asculte. Probabil că și media, probabil, nu încerc să fiu avocatul lor nici pe departe, avocatul diavolului, să spun așa, nici pe departe, dar probabil că au și explicația vine din zona reală, să spunem, economico-financiară, care le creează și lor probleme, și media funcționează de regulă, televiziunile, excluzând televiziunea națională, TVR-ul, toate funcționează pe banii lor și pe tot ce înseamnă sponsorizare sau nu sponsorizare, neapărat contracte de publicitate, reușești să fii prezent acolo, trăiești, nu, și atunci de asta probabil că setea, nebunia asta după extraordinar, după nu știu ce, după accidente, după tot ce se întâmplă rău și mai puțin în zona culturală, o zonă care se vinde, din păcate, o zonă culturală sau o zonă de voluntariat, care se vinde, din păcate, un pic mai puțin bine, ca să nu spunem chiar prost. Atunci când vorbim de evenimente culturale, foarte puțin, ca și privitori, sunt cei care se uită la așa ceva, care achesează, care deschid un post de genul ăsta, și foarte mulți cei care caută scandalul. De regulă așa se întâmplă. Ne apropiem din nou, credibil sau incredibil, de publicitate. Mai avem încă 3 minute, dar mai povestim. Spuneam că doar a trecut timpul foarte repede, trece foarte repede. Discutam înainte, băi, ce o să facem, o oră și jumătate? Adică, despre ce povestim la o oră și jumătate, nu? Adică povestim despre lucruri frumoase care se întâmplă la Rădăuți. Spuneam încă o dată, eu sunt, mă rog, întrebarea e de ce nu și la Suceava, dar, mă rog, e o întrebare probabil la care cândva o să găsesc un răspuns. Nu știu, mi-aș fi dorit, probabil că și în Suceava s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Ar fi găsit acolo. Și încă se poate, sigur. Am chiar acum vreo 3 luni a apărut o solicitare a unei doamne ce are nevoie de ajutor în construcția propriei locuințe. Din păcate, am observat că nu ne-am mai contactat în ultima vreme, poate din cauza problemelor familiare pe care le are sau nu știu exact, însă am avut solicitări și avem și în continuare din municipiul Suceava. De asemenea, eu fiind fostă elevă a Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava, sper că voi ajunge cât de curând acolo să le propun un parteneriat cu noi, pentru măcar ca elevii acestui colegiu să participe în cadrul trainingului pe care Habitat îl organizează, apoi de ce nu să-i reclutăm ca voluntari? Da, e interesant, cum spuneam, e interesant ceea ce se întâmplă și ceea ce faceți voi, echipă, deja vezi că observă
Mi-am corectat deja. Deci ce faceți voi acolo? Chiar mulți, am înțeles, mulți, deci mulți, dar deci ceea ce faceți voi acolo e foarte interesant din punctul meu de vedere și foarte, cum să spun, cu rezultate, pentru că e foarte adevărat, vorbind de astăzi, realitatea financiară a zilelor noastre, să poți să ai o locuință în regulă, unde să poți să stai și să dai pentru chestia asta 80 de euro, e mai mult decât bine, condiții în care, nu știu, o barnă cât ești, dacă vrei să închiriezi același spațiu, spre exemplu, în Suceava, un apartament, chiria e cel puțin dublă și asta spune foarte multe. Deci, practic, acele 1000 și ceva de ore de voluntariat, 1400 de ore, practic, de voluntariat, sunt în regulă, sunt ok, să spun așa, adică merită să te implici și merită să faci parte dintr-un proiect de genul ăsta, dacă îți dorești cu adevărat. Vă publicitate, pentru că cele 3 minute deja au trecut. Ne reîntoarcem, dragii mei, mai avem de povestit cu invitata din această seară, cu domnișoara Viviana Huțuleac, despre ce se întâmplă la Habitat for Humanity, dar nu numai, spuneam că o să mai discutăm și ce face Viviana Huțuleac atunci când are timp. Ce face? După publicitate aflăm. Da, și suntem din nou împreună, dragii mei, ne continuăm discuția, spuneam, foarte interesantă cu Viviana Huțuleac. De data aceasta nu o să mai spunem Habitat for Humanity, pentru că în jumătatea de oră care ne-a mai rămas o să povestim despre ce face Viviana Huțuleac atunci când are timp liber. Despre Habitat am povestit. Ce face, excluzând capitolul noi? Excluzând capitolul noi... Mă mut în capitolul 2, care e tot noi, gen... Un alt noi, eu și părinții mei, de exemplu, sau eu și colegii mei din cadrul ansamblului Florile Bucovinii al Casei de Cultură din Rătăuți, sau eu și prietenii mei. Și tot noi. Tot noi, tot suntem, noi. Pentru că asta este concepția mea. Consider că nu poți să faci nimic de unul singur, fie că ești la serviciu, fie că ești acasă sau fie că ești pe stradă. Doamne ferește, pățești ceva și tot un al doilea care face parte din noi, indiferent că este cunoscut sau necunoscut, ai căzut, trebuie să ajute cineva. Da. Și atunci, într-adevăr, există cazuri când dau un ordin de pe scaunul ăsta și o mut pe celălalt și îl execut, dar tot timpul am considerat că munca în echipă încununează cele mai mari. A, și satisfacție, într-adevăr, pentru că și funcționează mai bine și, într-adevăr, noi, Casa de Cultură de aici, de la Dăuz, da, și despre ce se întâmplă acolo, ansamblul nou de dans. Am avut o discuție interesantă tot aici cu directorul de acolo, la fel și el foarte, foarte implicat, îmi spunea, el era la partea de muzică, să spunem așa, cor, corală, așa. Ei, am ajuns la capitolul dans. Mi-a spus și despre dansuri, despre greutăți, ce întâmpinați acolo, cum funcționează lucrurile, dar aș vrea să-l dezvolt cu cel care le și trăiește. Da, trebuie să spun că fac parte din ansamblul Florile Bucovinii al Casei de Cultură ca și dansator voluntar de peste 8 ani. Nu am calculat exact, dar cred că sunt aproape 10 sau poate mai bine. Avem repetiții de 2 ori pe săptămână, de minim 2 ori pe săptămână, marța și vinerea. Atunci când se apropie mari festivaluri sau spectacole, sunt pot fi și în fiecare zi. De obicei, o repetiție durează între 2 și 4 ore. Suntem îndrumați de un coregraf profesionist, domnul coregraf Costin Leonte, fost coregraf al ansamblului Ciprian Porumbescu de la Suceava, căruia îi datorăm multe din lucrurile pe care le-am învățat și pe care le învățăm în continuare și asta fac în puținul timp liber pe care îl am, adică marța hobby și vinerea, dance. Hobby dance. Abia aștept să vină ora 5 sau câteodată nu știu când a venit ora 5 și
oriunde sunt, în oraș, pe șantier, îmi dau toată silința să fiu cât pot de punctuală la repetiție. Asta înseamnă un dansez pentru mine, dansez și pentru tine, dar dansez în primul rând pentru mine, pentru că îmi place, nu? După aia mai vedem faza cu pentru tine. Da, însemna hobby-ul numit dans, dansator voluntar, spuneam profesionist, dar voluntar, înseamnă un hobby costisitor, să înțeleg sau nu? Pe alocuri, da. Da. Nu pentru că discuția cu directorul pe care am avut-o am mai dat așa din casă, să spunem câte ceva, ce înseamnă deplasările, sponsorizările, ce faceți voi ca să puteți merge, să puteți, să nu știu, să evoluați pe scenă, pentru că până la urmă, hobby-ul, plăcerea, trebuie să o transmiți cuiva. De regulă lucrurile astea se transmit pe scenă și publicul e cel care, nu știu, care te însuflețește, care îți dă curaj să mergi mai departe și mâine și poi mâine, așa mai departe, nu? Întotdeauna. Aplauzele care vin de acolo, practic, sunt premiul, nu? Care coronează munca. După ce avem un spectacol de, să zic, jumătate de oră, o oră jumătate, când efectiv ar trebui să fii terminat de oboseală, dar când lumea din când publicul te aplaudă timp de câteva minute sau eventual mai și strigă și spune un bis, cât ai fi de obosit? Cât ai fi de obosit o iei de la capăt. Fie să știi că trebuie să mai dansezi încă o oră și jumătate. Cel puțin asta este valabil în cazul meu, dar garantez că și în cazul colegilor mei, pentru că toți suntem acolo voluntari și toți facem acest lucru de bună voie și din plăcere. Atâta timp cât timpul liber ne-l permite. Să faceți așa ceva. Implicați, spre exemplu, urmează sărbătoare națională, urmează sărbătorile de iarnă, Crăciunul Sfânt la noi în Bucovina. Ce înseamnă, ce va face ansamblul în perioada asta? Ce va face? Nu știu cât trebuie să dau din casă acum. Nu dar mult, pentru... dar ceva măcar, că de-aia suntem la televiziune, să mai dăm și noi câte ceva, să ne scoatem un picuț, că am făcut o emisiune și am mai, nu, am dat ceva așa în prime bine, time, știi? Acum în prime time, hai să spunem că luni, pe 1 decembrie, ansamblul Florile Bucovine al Casei de Cultură din Rădăuți va susține un spectacol în Piața Centrală, cu ocazia sărbătorii Zilei Naționale a României. De asemenea, aceasta este perioada în care suntem invitați să participăm la diferite filmări pentru emisiuni difuzate atât la nivel local, cât și național, câteodată și internațional. Suntem invitați de televiziuni în sine sau de artiști cu care am colaborat și colaborăm încă. De asemenea, nu se poate Crăciun fără festivalul de date și obiceiuri de la Rădăuți, unde, bineînțeles, vom fi prezenți. Și evenimentele continuă. Ați pregătit ceva, bănuiesc, pentru acest festival? Bănuiesc că nu se poate, adică n-ai cum să participi păi, fără să pregătești ceva. Bună, clar. De asta suntem noi aici, pentru că a păstra... Continuatori. Pentru a păstra și a continua cu tot ce înseamnă obiceiuri strămoșești, pentru a le arăta și altora ce făceau bunicii noștri, străbunicii noștri și de ce nu să îi încurajăm să facă și ei. De aceea tot timpul suntem în căutare de noi membrii ai ansamblului. Majoritatea sunt elevi ai colegilor din municipiu care atunci când finalizează clasa 12 pleacă la facultate. În cele mai fericite cazuri la Suceava pentru ca vinerea seara să vină înapoi la repetiții, măcar o dată pe săptămână. Însă de cele mai multe ori pleacă la Iași, Cluj, București și nu mai pot reveni atât de des pe cât ne-am dorit noi. Și atunci fac un apel către cei din fața televizoarelor ce vizionează acum această emisiune. Dacă au în suflet un dram de folclor și plăcerea de a dansa, să nu ezite să vină să ni se alăture la Casa de Cultură. Marța sau vinerea ne găsesc acolo, începând cu ora 16. Da, e un apel de suflet, într-adevăr. Deci eu îți dai seama că răspundeam apelului dacă eram mai tânăr, eram prezent acolo. Nu contează vârsta. Surprinzător. Deci sună foarte frumos. Da. Chiar nu contează. Spun asta pentru că inevitabil sunt una dintre cele mai în vârstă membre ale ansamblului. Ca și dansatoare.
Colegii mei sunt mai tineri sau mult mai tineri decât mine, sunt elevi, începând din clasa chiar a 8-a, a 7-a, a 8-a, dar și elevi ai liceilor și studenți. Eu probabil că aș face față acolo să merg la, nu știu, dansuri de genul bătrânească, nu știu, moșnegească, de alea, știi, care mai sunt de astea, știi, adică, mă rog, mai așa, mai domoale așa, adică, știi, pe lângă una rapidă vreo câteva mai domoale, așa că să poți să-ți revii. Da. Spuneam, pregătiri pentru că e firesc așa. Cum funcționează, bănuiesc ansamblu, nu bănuiesc, sunt absolut sigur, pentru că există și o parte de satisfacție atunci când vorbim de spectacole și de relația cu publicul, există și partea de satisfacție pentru că poți să ieși și să vezi. Și asta înseamnă, și asta e o satisfacție, să mergi, nu știu, un turneu în străinătate. Spre exemplu, unde ai fost în turneu? Unde ai fost în turneu în străinătate? Ultimul turneu la care eu am putut să particip. În comunități unde sunt probabil români sau nu? Da, și nu neapărat. Am fost în Dubai în luna ianuarie 2014. Ce extraordinar! Exact, cum, nu, asta e reacția tuturor. Bă, dar unde a fost acum, deci, Ponta neapărat în Dubai? Bă, ce are, bă, Dubai nu ăsta? Cred nu cred că am frecventat același club. Același club. Cu siguranță am fost pentru a face lucruri diferite. Clar. Dar, da. Să mă rog, el a dansat și el acum, știi, să avem totuși a dansat. Nu în același loc ca și voi, adică voi pe scenă, el... Da, acolo am dansat, da, în diferite locuri de interes turistic, în special. Asta fac ei, doresc să își atragă turiștii prin a le oferi spectacole de diferite... Diversificate. Genuri, foarte diverse, de la dansuri populare, până din diferite țări, până la momente de circ, acrobație și lucruri pe care nu le-am putut imagina vreodată că le-am putea vedea într-un festival. Însă colegii mei vara aceasta au mai participat la alte festivaluri, a fost în țară, a fost la Baia Mare, a fost la festivalul Întâlnirii Bucovinene de la Câmpulung. În același timp ei au fost plecați în Algeria și în Cipru, festivaluri pe care eu nu le-am putut onora cu prezența, tocmai din cauza faptului că lucrez și am găzduit niște grupuri de voluntari exact în acele perioade, deci nu mi-am putut lua concediu. Așadar, am fost... Cu regret, așa, simt un pic regret. Tot timpul când nu pot să fie alături de ei, am un regret. Dar am fost alături de ei cu sufletul, pentru că știu că ne-au reprezentat cu cea mai mare onoare și a dat tot interesul pe care au putut să-și-l dea pe scenă. Și atâta timp cât am citit articole apărute... Laudative la adresa lor, nu pot decât să fiu mândră că fac parte din acel ansamblu. Nu contează că am fost sau nu am fost acolo. Nu contează, dar dacă ar fi fost. Dacă ar fi fost, ar fi fost. Da. Ce înseamnă publicul? Pentru că vorbim de Dubai. Cum a primit publicul de acolo dansurile pe care le-ați executat? Programul pe care voi l-ați pregătit, pentru că e foarte important, când spui Dubai e altă cultură, altă civilizație, e altceva, de regulă. Și când am spus Dubai, v-am văzut reacția, toată lumea are aceeași reacție, wow, sunt în Dubai. Da, am fost în Dubai, însă trebuie să știți că programul de acolo este unul de cantonament, în măsura în care avem un număr de minim 3 spectacole pe zi, de minim jumătate de oră fiecare. Nu prea vezi mare lucru. Câteodată trecem chiar din unul în altul, adică avem un anumit program care ni se comunică de obicei dimineața sau cu o zi sau două înainte. Știm că mai avea, de exemplu, la 4, la 4 jumătate, la 5, la 5 jumătate și de la 10, la 10 jumătate, 3 spectacole de obicei în aceeași locație într-o zi. Însă am avut și cazul în care aveam de la 4 jumătate la 5 și de la 5 o luam de la capăt cu un spectacol de jumătate de oră. Timp în care schimbam costumații, aveam cât băieții dansau un dans bărbătesc, spre exemplu, ne aveam 3 minute sau 4 să schimbăm cu totul alte costumații pentru a prezenta un dans de fete, oferindu-le lor alte 3 minute să se schimbe. Iar odată cabina de probă e undeva la... Bine, ni s-a comunicat într-un mall, cel mai mare mall de lume, că cabina noastră de schimb ar fi la 600 de metri de locația scenic, lucru pe care l-am declarat a fi imposibil să avem timp să fugim în 3 minute, să ne schimbăm. Adică nici dacă eram sportiv de performanță nu puteam să facem lucru și atunci ar trebui să ne relocăm puțin locul în care ne-am schimbat. Da, sună foarte bine ca și, într-adevăr, este un loc minunat, total diferit față de alte locuri sau alte țări europene, în special pe care le-am vizitat.
însă și programul este unul foarte sens și unde toată lumea depune un maxim efort. Am trecut cu toții, cei care am participat, de la o stare la alta, de la euforia de a vedea Dubai și de a fi pe scenă, până la stări de leșin, când efectiv la 10:30 seara nu te mai poți ține picioare din cauza oboselii acumulate în ultimele zile și efectiv din cauza efortului depus pe scenă, pentru că ei vor show, nu vor doar o bătrânească. Clar, clar, sigur, deci de la când ești jumătate Dubai pe scenă, e un show, doar când spui Dubai, spui show, fără să dezvolți foarte mult, mai ales că ei, în tot ceea ce privește turism și promovarea turismului, turismul fiind, aduce foarte multe venituri la bugetul lor, asta înseamnă foarte mult. Probabil că ar trebui să se inspire cei care sunt, care ne guvernează astăzi și care se ocupă de zona asta de turism, cel puțin, măcar poate în zona noastră, să se inspire la ceea ce ar trebui făcut și cum ar trebui făcut pentru a ne promova zona așa cum trebuie, pentru că șansa, în opinia mea personală, șansa noastră, șansa Bucovinei, șansa județului, înseamnă turism. Înseamnă turist, avem cu ce, avem cum, avem pentru ce, probabil că ar trebui să dezvoltăm mult mai mult subiectul ăsta, dar probabil că o să fac cu specialiștii și, în opinia mea personală, o să facă prost. Dar, mă rog, specialiștii care ne guvernează. Dar asta e o altă discuție. Da, într-adevăr, Dubaiul este un loc de la care am avea foarte mult de învățat, prin strategiile pe care le folosesc în a-și promova orice lucru și orice loc deosebit pe care îl au, și întotdeauna încearcă să fie cei mai cei. Eu în 2012 am găzduit un grup de studente din Dubai și după ce ele au fost aici și mi-au explicat cum este Dubaiul, uitându-se la blocul turn din centru, asta e cea mai înaltă clădire de la voi? Da. Ajungând apoi să urc în Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, am putut să fac o comparație și trebuie, într-adevăr, să recunosc că avem foarte mult de învățat. Am fost acolo 2 ani la rând, în cadrul același festival, și am văzut cu ochii mei cât de multe lucruri s-au schimbat și cum muncesc acei oameni, bineînțeles, prin ajutorul altor popoare, populația Dubaiului fiind practic de 11% la ei acasă, însă ei sunt cei cu ideile, sunt cei care conduc totul și dezvoltarea de care au parte este o... Și funcționează într-adevăr ca un întreg, vorbeam de conceptul noi și acolo într-adevăr conceptul ăsta este la el acasă, așa funcționează. Sunt foarte implicați, le pasă foarte tare de ce li se întâmplă sau ce li s-ar putea întâmpla și le pasă foarte tare de ceea ce pregătesc ei pentru viitor. Pentru viitor și de asta lucrurile funcționează la modul ăsta. Pe când la noi, vis-a-vis de mentalitate și de viziune, lucrurile stau un pic diferit, din păcate, iarăși spun. Dar să ne întoarcem la Viviana care implicată foarte mult în foarte multe proiecte, voluntariat foarte mult, în acest proiect Habitat for Humanity, în dansuri populare. Ce a mai făcut sau ce mai face Viviana Puțureac atunci când mai are timp? Deci, dacă mai ai timp. Păi noaptea tot timpul am timp, numai că depinde cum îl folosesc. Am înțeles. Câteodată mai și dorm. Regulă. Bine, dacă e câteodată, deja nu e... Da, trebuie să recunosc, n-am dormit de mult 8 ore pe noapte, așa cum scrie în carte. Nu-i musai. Ei spun nu-i măcar 6, deci dacă prinzi 6 e super, e deja la superlativ. Deja așa e minunat. Așa devine și pentru mine. Am scris câteva proiecte europene și, bineînțeles, când spun că am scris proiecte, nu neapărat mă refer să conduci o echipă sau să faci ceva, nu? Inclusiv când scriu aplicație... În ceea ce înseamnă consultanță astăzi, ca să spunem așa. Da, în ceea ce înseamnă consultanță și în ceea ce înseamnă a-ți scrie o aplicație pentru a participa la un anumit training susținut de către Uniunea Europeană, înseamnă a scrie... cer de obicei lucruri destul de stufoase sau sunt adresate întrebări pe care poate nu ai visat că le putea răspunde într-o aplicație scrisă, poate într-un interviu, dar nici măcar așa. Și am participat de-a lungul timpului, mai precis în ultimii, să zic, 4 ani, la traininguri în Belgia, unde am învățat cum să scriu proiecte europene, mai de mult pe area Tineret în Acțiune, acum s-a modificat, se numesc, aceste proiecte sunt sub egida Erasmus+.
Spuneam în Belgia, în Elveția, în Italia, Spania și la unul din aceste curse am cunoscut o fată care ulterior mi-a devenit prietenă, cu care am dezvoltat împreună un proiect european. Noi l-am gândit de la A la Z, l-am scris, l-am pus pe hârtie și în 2012 am fost împreună și am participat împreună în Portugalia la un proiect european numit Dance for a Change, Dansează pentru o schimbare. Am îmbinat atunci tot ce știam eu să fac de la locul de muncă până la dans. Și prin dans am încercat să le dezvăluim colegilor, pentru că fiecare a mers în spate cu o echipă. Eu am fost liderul echipei care a reprezentat România atunci, 5 oameni am fost în total. Fiecare țară din cele 5 participante a avut alți 5 oameni în spate, pe care i-am adus împreună și am încercat să le explicăm cum poți, ca prin dans, să aduci o schimbare în viața semenilor tăi, dar mai ales cum să nu îi discriminezi dacă nu poți să fac un anumit lucru. Proiect care a fost o reușită și asta nu pentru că vă spun eu ce au spus-o organizatorii și mai precis Agenția Națională din Portugalia în acel timp, dar și participanții. Asta dovedește că atunci când îți dorești cu adevărat să faci un lucru bine, poți să-l faci și atunci când vezi că funcționează lucrurile la nivel de bună practică, vorbind de Belgia, vorbind de, nu știu, Spania, Elveția, ce îmi spuneai, prin prisma achiesării fondurilor europene și cum se face, nu, ca și practică să poți să le achiesezi, astea toate au contribuit într-un fel să poți să faci proiectul ăsta și să-l pui în valoare, practic. Da, pentru că eu tot timpul am ceva de învățat de la fiecare persoană care mă înconjoară. Niciodată nu m-am considerat că sunt mai presus decât cineva, ba dimpotrivă mai prejos. Și atunci când ai răbdare să asculți pe cineva, indiferent ce îți spune, fie că poate în momentul ăla ți se pare că a spus o prostie, dar nu e așa. După ce discerni sau discuți mai mult cu acea persoană, s-ar putea să afli foarte multe lucruri și la urmă omul că trăiește învață. Eu tot timpul am învățat de la seminii mei, indiferent de relația pe care am avut-o cu aceștia și indiferent de statutul lor social. Fie că vin ei să-mi ceară ajutorul sau fie că efectiv mă ofer eu să-i ajut într-un anumit moment, de la toți am avut de învățat. Și trebuie să spun că învăț și de la necuvântătoare. Am pe parcursul ultimilor ani, nu știu cum, dar toți căței mă găsesc pe mine. Ultima oară, săptămâna trecută, am găsit 4 căței abandonați la ghiena de gunoi. Nu pot să nu-i ajut, nu știu, nu pot să nu-i ajut. Și atunci mă implic în viața tuturor cu câte puțin, fie că e o caserolă cu mâncare, sau fie că e o faptă bună, sau fie că e o oră pe care am lucrat-o voluntar la construcția casei, sau că am dansat și am încântat privirile cuiva, sau m-am implicat într-o activitate cu caracter cultural, simt nevoia să fiu acolo. Și singurul meu regret este că ziua are doar 24 de ore. Mi-ar trebui așa măcar vreo 30, ca să pot să le vin pe toate, toate câte aș vrea să le pot face. Pentru că automat la un moment dat dau deoparte ceva și mă ocup de ceva. Ca să funcționeze legea compensației un pic, știi? Exact. Ca să ai timp pentru, să ai timp de toate, să le faci pe toate, ar trebui să tai de undeva. Și de obicei tai din timpul tău. Există și un timp al Vivianei? Există. Puțin, dar există. Da, în principiu puțin, dar bun. Puțin, dar bun, întotdeauna. Și există. Nu vara, nu... Atunci înseamnă bun că Habitat for Humanity, atunci înseamnă treaba. În principal, înseamnă găzduire de grupuri de voluntari. Îmi place să-i primesc ca și cum ar fi musafirii mei la mine acasă. Și cum mi-ar place mie să fiu primită de către ei dacă i-aș vizita chiar și personal. Cred că numai așa pot să fiu gazdă bună. Noi suntem și renumiți în zona asta, că suntem foarte primitori, suntem gazde bune. Așa suntem noi crescuți, așa e formatul nostru. Așa au spus-o și ei. Adică încerc ca mâncarea pe care o mănâncă ei să fie una de calitate, să le placă și de ce nu să revin aici.
Mai nu am aflat că chiar săptămâna trecută am fost și nominalizată pentru titlul de coordonator de voluntar al anului. Am fost preselectat, deci am trecut de prima etapă. Așteptăm momentan răspunsul de la București. Sper să trec și în etapa următoare, mai precis în finală și... Noi îți urăm baftă de pe acum. Timpul a trecut. A trecut și jumătate de oră. Din păcate am ajuns pe final de emisiune, dar cu siguranță zic eu că putem să ne mai vedem și de ce nu să povestim, pentru că mai sunt lucruri de povestit. Baftă pentru, nu? De ce nu? Coordonatoarea anului, spuneai, nu? Așa? Doamne ajută, nu știu. Cu siguranță sunt concurenți sau ceilalți care eu mi-aș dori să ajungi și de ce nu? Felicitări de masă și dansul. Dacă aș fi primit 5, aș fi foarte mulțumit. Nu neapărat trebuie să câștigi ce dacă ai ajuns acolo. E deja important că ai ajuns acolo și ești nominalizat. Știi că la Oscarul ești nominalizat, e deja în regulă. L-ai câștigat, nu acum, la anul, dar ești nominalizat. E foarte important. Viviana, mulțumesc pentru că ai fost în această seară alături de noi. Mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o, una foarte interesantă. Baftă mult în ceea ce faci, determinare multă, nu trebuie să mai spun că asta faci, și timp cât mai mult, nu? Mulțumesc! Să dea Dumnezeu. Doamne ajută și dumneavoastră, dragii mei, să aveți parte de o seară plăcută, să vă bucurați de ea. Nu uitați pe mâine dimineață, tot cu mine, evident, la matinal, mâine și poimâine. Până atunci, o seară plăcută, bucurați-vă, aveți grijă mare de dumneavoastră, o noapte plăcută. La revedere!